Ah. Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Ovidiu Ghinea și vă invit să urmăriți Agricultura la raport, preț de două ore. În prima parte a emisiunii discutăm despre piața agroalimentară, vorbim despre oscilații, despre fluctuații și despre tendințe. Așteptăm să vedem ce ne aduce anul 2018, care va bate la ușă în cel mai scurt timp. Pentru toate aceste subiecte și nu numai, am alături de mine pe domnul Dorin Cojocaru, președinte april. Bună seara, Bună seara și bine ați revenit aici la Agricultura la raport. Îl salut de asemenea și pe domnul Ilie Stoian, jurnalist. Bună seara! Mă bucur să știu că suntem în această formulă pentru prima parte a emisiunii. Discutăm, așa cum i anunțăm pe telespectatorii noștri și despre tendințele anului 2018, dar întâi de toate până să... Trecem la subiectele pe care ni le-am propus să le dezbatem în această seară. Vreau să-i anunț pe telespectatorii noștri faptul că din ianuarie 2018, AgroTV și InfoGrup vor realiza în coproducție emisiunea săptămânală Meet Milk. Ilie Stoian este realizatorul acestei emisiuni și l-aș ruga să ne dea mai multe informații. În prima fază, emisiunea va dura o oră. Uh, Într-adevăr, este o coproducție uh, agenția noastră, agenția Infogru Media Invest și AgroTV. Uh, o voi realiza uh, eu și o voi prezenta. Uh, grup, Grupajul de știri uh, va fi citit de, de colega mea, Veronica Ursachi. Însă, noi ne propunem em emisiunea, ur urmează structura revisei Mittelmink. Așadar, ne propunem ca săptămână de săptămână, vinerea va fi difuzată de la ora 19, deci nu prime time, cu reluare sâmbăta și duminică tot în prime time. Ne dorim să, să, să devină forumul săptămânal de dezbatere al sectoarelor de carne și lapte din, din România. Ne propunem ca să aducem în fața telespectatorilor, fie fermieri, fie procesatori, fie Uh, uh, consumatori. consumatori. Uh, da, pentru că o să avem și, uh, și dorim lucrul ăsta să deschidem uh, emisiunea uh, și tematica și spre, spre stradă, nu doar uh, spre mediul business, pentru că, în definitiv, dacă, dacă membrii april, uh, mai căror uh, președinte este domnul Coșocaru, uh, nu muncesc uh, pentru altcineva decât pentru consumator. Uh, Însă vom aborda și te, teme tehnologice, teme, bă, bineînțeles, de siguranță alimentară, bă, teme bă, de protecție a consumatorului. Bă, contractul a fost semnat, am demarat, în sfârșit a fost semnat. Așa, am demarat deja ușor- ușor producția, bă, facem pregătirile. Prima ediție va fi pe 19 ianuarie și de atunci, în fiecare vineri seară, invităm pe toți cei interesați să, 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 să urmărească emisiunea. Sunt sigur, că, sunt sigur că va avea succes pentru că... Uh, nu neapărat datorită conceptului sau datorită, Doamne Verește, niciun caz datorită mie, ci datorită calității de excepție a invitațiilor, pentru că știm că România are specialiști de primă mână, fie că vorbim de, de, de zootehnie, fie că vorbim de procesare sau de, de lumea științifică, pe care dorim să o aducem, să, să o punem și lumea academică în, în prim plan. Hilie, îți urez mult succes. în mult de, acum... de tot. Sunt convins că cei care urmăresc AgroTV vor fi interesați și vor fi cu ochii pe ceea ce faci tu împreună cu colegii tăi vineri seară începând La rândul meu urările ori. de bine pentru la anul, dar o să mai urăm noi și la final și postului AgroTV, colegilor voștri, tuturor telespectatorilor postului și tuturor membrilor la april când avem aici domnul Coșocaru. Bun, haideți să trecem și la tematica noastră din această seară. Discutam despre prețuri, despre faptul că în perioada aceasta a sărbătorilor, de fiecare dată, ca un făcut, prețurile cresc întâmplător sau nu, domnul Cojocaru? De sărbători cresc prețurile pentru că crește consumul, crește cererea. Nu trebuie să descoperim neapă caldă. Nu, nici n-am descoperit-o, dar, dar am spus că și domnul ministru a avut o poziție <coughs> destul de tranșă. Domnul la un dat. ministru a descoperit-o acum. Noi suntem de mult timp în industrie și cunoaștem piața. Nu, ne, noi nu suntem surprinși de ceea ce se întâmplă în piață. Am observat că politicienii sunt surprinși. Poate de și-au trăit în altă lume. Dar noi, în ultimii 20 de ani, există o piață a laptelui volatilă, cu oscilații foarte mari de preț, fără predictibilitate și asta nu din cauza noastră, din cauza lor, a politicienilor. Acum, ca să-l completez un pic pe Ilie, că mă râc e așa un pic... Eu mă bucur că Meet cu trece de la circuitul ăsta închis al specialiștilor, cum era revista și conferința, și într-un platou de televiziune prin care să dezbată, la care publicul să aibă acces la informații, pentru că așa nu se vor mai face confuzii și nu vor mai fi ușor de manipulat. Că erau tot felul de articole în presă, ba că ou e scump, că nu mai a făcut întreaga ina în grebă, Vaca a avut fermele Salmonella prin Polonia și Ungaria. Bine, astea erau discuții pe net. Noi știm că România la ora actuală nu are <coughs> resursele de hrană necesare pentru 20 de milioane de locuitori. Ne tot lăudăm și ne bătem că cărămida în piept. Că sunt unii care spun că am putea că avem... 80 de milioane. Păi ăla e potențialul, eu spun de realitate politicienii vorbesc de potențial, că o să facem și o să dregem și așa mai departe, dar realitatea s-a văzut la unt, în momentul în care Franța n-a vrut să dea drumul la stocurile de unt și atunci toate hipermarketurile care se aprovizionau din Franța, Germania, Ungaria, Polonia, au trebuit să se întoarcă în România să zică, băieți, n-aveți și voi ceva de mâncare pe aici, că noi, uite, francezii țin stocurile sus la 7 euro pe kilogram, ouăle sunt scumpe în Polonia, nu prea găsești și nici în Belgia, Austria că a fost cu fipronilul și cu salmonela. N-aveți voi ceva? Și România au zis: "Mă din puținul nostru, știi, din bucata Hospitalitatea noastră." Ospitalitatea românească. Da, dar a zis, știi, prețul e cam cu 100% mai mare, pentru că n-am de unde și dacă tu mi-ai dat în cap în primăvara lui 2017, mi-ai luat ou cu 0.15. Acum nu trebuie să mi acopăr și eu pierderile. Iar la unt, când era 4,2 euro în februarie, porma a urcat la 6 în mai, iunie, ei tot prețul mic, zicea Bayerul, lasă, lasă că trece asta, trece, lasă acolo prețul mic, că o altă dată. Și am prins la cotitură, cum se zice, românii pe baiere de la hipermarket. Dar ce e trist, că, Doamne ferește, să se întâmple ceva geopolitic în zona asta de est a Europei să văd eu acest guvern, acești politicieni, că doar ei conduc România, de unde găsesc resurse de hrană pentru 20 de milioane de cetățeni români și să-i facă să un le gheore ni nici să să-i usture buzunarul. Pentru că dacă încep lucrurile astea două, să se facă foame, să n-ai bani în buzunar, ce fac românii? Ești nervos, ești irascibil. Da, deci sunt puncte de risc. Și atunci sunt și ușor de manipulat. De tot spun, găsim și noi o strategie de refacere a resurselor de hrană. Că văd că umblă cu porcul, mangalița, alege oaia și alte chestii. Nu -o, a, 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 agricultura pe am s-o tehnizat -o, deja. În vorbe. Da. În vorbe. Eu mă așteptam să văd un porc, nu neapărat, că nu se mai practică rasă curată, în industrializarea porcului, în creșterea porcului, sistem intensiv în ultimii 100 de ani, să merge pe hibrizi. Pe F1-F2, din câte știu că am lucrat și eu la Perici vreo 8 ani pe acolo. Și am făcut linia sintetică Perici 345 și linia sintetică Perici 2000, am lucrat la ea. Și aveam Marele Alb, Landras, Terminal Duroc. Sau aduceam un Dalan sau un Pietran. Dar noi mergem cu Mangalița. Și chestiile astea dă bine la televizor, pe Facebook. Dar crescătorii de porci adevărați nu cred că pun botul cum să spunem. Și dacă, de dacă vorbim de porc, dacă vorbim de porc, hai că la lapte bă, mai cum mai e la laptele materie primă, dar la porc bă, România să să rău ca bă, 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 50 asigurare asigurare ca de, la de, de 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 materie la dă, procesare, prima. avem noroc că România produce deci 4 milioane de tone, 4,5 milioane de tone, ultima verificare a fost în 2005-2007. Dar uh, pentru procesare, ca să înțeleagă consumatorul publicul larg, că ei văd cum se vaită unii pe la televizor sau prin presă, să înțeleagă așa că doar un milion, un milion 200 de mii de tone merg către procesare. Pentru că asta a fost cererea, asta a fost oferta. Mai sunt 3 milioane de tone, din care 2 milioane merg pe ordinul 111, deci nu procesarea pentru comerț intracomunitar, pentru hipermarket, ca să fie pe înțelesul tuturor, nu pentru ștampile ovală, ci pentru dreptunghi, adică acele centre de colectare și prelucrare a laptelui, sau pentru produse tradiționale. Iar un milion de tone e trecut la autoconsum și consum tehnologic, adică ce să dă la biței și ce te duci și de la bunica de acasă, sau ce să dă în fața porții, la țară. Că iar avem o problemă și aici. Avem 60%, 63% în efectivul de bani din România, e la gospodărie, 1-2 capete. Media undeva la 1,2 capete pe GPL, pe gospodăria populației. Deci, lucrurile astea ar trebui analizate de acel grup colectiv în cadrul partidului, ca acum așa să merge programul de guvernare. Cadrul program de guvernare, să luăm și noi. Băi, ce facem în următorii cinci ani? Hai să facem un deal cu celelalte partide, să o facem pe următorii 20 de ani. Că zootehnia nu faci pe cât ține un guvern în România 6 luni. Păi zootehnia da. trebuie să. De fiecare gândită... dată cam la fel s-a întâmplat. Fiecare partid, dată, partid care a venit și a impus da. pe moment strategia. Ce Eu... dă bine la public. Dar ideea este să vii cu o strategie, o, o structură de bază care să meargă 20 de ani și în funcție de nevoile politice, mai dai stânga, mai dai dreapta, dar coloana Mici baza să fie totuși pe zootehnie carne, lapte, ou, să nu mai depindem de uh, furnizorii din Europa Centrală. Pentru că este riscant. S-a văzut. Ouul s-a dus la un leu, untul S-a dublat ca preț. Bine, acum, bursele europene, că vorbeam de chestia asta și internaționale, s-au stabilizat. Contractele future se duc undeva la între 4,25 euro, deci nu va mai fi 7 euro, dar astea sunt informații pentru procesator nu pentru publiculare. Da, dar oricum, oricum, bursele, apropo de, de, de fluctuații și de zona internațională, bursele vor la anul or să aibă câteva șocuri. Uh, cererea pe lapte și lactate în China e uriașă. Dar și Noua Zeelandă a mărit producția. Și, și Noua Zeelandă a mărit a, a, a doua la mână. Uh, uh, Noua Zeelandă. Dar pe urmă... în Statele Unite untul e la 4 da, euro. Da. Pe urmă, uh, bă, noi am dat în, în revisă uh, China a micșorat taxele la import la în seturi și la lactate. Se pregătesc. Așa, bineînțeles, se pregătesc. Pe de altă parte, uh, piața europeană bă, de carne, de lapte, de, bă, de brânzeturi, deja începe să, să resimtă mici șocuri, uh, iar șocul mare va fi din 2019, când va, uh, Marea Britanie va ieși din, din Uni Uniunea Europeană. Văd vrei să intrăm în discuții pe în 2018. Nu, nu, nu neapărat, da, însă, da, însă voiam să completez și ce... Bună dar azi. să nu uităm că Bruxelles totuși a început să înțeleagă da? să înțeleagă ce se va întâmpla în, în, viitorul apropiat în agricultură europeană. Pentru că sunt două tabere. O tabără care este de acord să vină foarte mulți migranți în România și cealaltă tabără care nu sunt de acord. Pentru că discuțiile sunt așa. Băi, ăștia vin. Dar cu ce bani îi ținem? Păi cum cu ce bani? Care este bugetul pentru subvenționarea agriculturii în UE? Cam 40% din total buget Europa. Păi, le tăiem din bugetul de subvenționare și dăm la emigranți. emigranți. Discuția asta a spus-o Laurențiu Rebega acum un an, doi aici, cam și doi. la TV și la conferință, și în discuția. Când se discuta să se scoată subvenționarea, când a spus că se va scoate subvenția, sărit toată lumea în cap. E la asta se referea. Că se dorește la nivel european să ia din bugetul agriculturii, că să de se dea de la emigranți. Dar întrebarea a fost, ok, dar resursele de hrană cu ce le asigură dacă noi luăm subvenția de la fermierul european? Că la nu se mai aibă bani să-și acopere pierderile. O, e, oricum are costuri mari. Păi, simplu. Facem dealuri cu. Și încep. Da? Că de m-am întâlnit cu ambasadorul de Noua Zeelandă la mine în birou. Am făcut cu Statele Unite și Canada tratat de liber schimb comercial. Cu America, nu cu Canada. Cu Canada. Urmează Canada. și America, da? da? Se deblocheze, de negocierea. ce vin neozelandezii prin Europa și tot discuții, Să pregătește și asta. A, b, b, eu, întâi, noi am, b, 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 ce îmi cer scuze, dar cu bucurie o fac. Tot noi am, pre, am publicat raportul la american apropo de industria da. și agricultura românească deci și iar statele unite consideră România poarta de intrare a b, alimentelor și produselor. Să da Dumnezeu să nu ne aport olandez. Da? A, da, bun, a, așa. puțin e perspectiva noi simt, lor. Noi avem Dumnezeu ne-a lăsat bine geografic și cu o grămadă de facilități, numai că noi suntem fraieri și le dăm la alții. Deci avem așa, Canada, Noua Zeelandă, acum și Argentina, Chile. Ah. America de Sud. Deci ce face Europa? Caută <coughs> resurse de hrană din piețe mai ieftine. Cum ar fi Oceania, Canada, America de Sud. Să aducă produse alimentare ieftine în Europa ca populația europeană să nu iasă în stradă că e fomică și scump la buzunar. Și acum se pune întrebarea, ce va face fermierul român? Asta este, deci vor sacrifica fermierii europeni și români. Implicit, da. Da, că suntem și noi europeni în favoarea migranților. Am fost, la, am fost în toamna asta la o supoziție, totuși. E, a, nu, e o posibilitate e o foarte posibilitate. Mare. Am fost nu în toamna asta, la exclus, dar nu, nu e nici exact. 100%. La începutul lunii noiembrie, la București, s-a desfășurat Congresul UECVB, Asociația APCPR-ul la, la găzduit, a avut onarea de a găzdui. Și am fost acolo, și, iar un, un domn din, din Germania, Făcând referire și la imigrație, spunea că bă, în Germania consumul de carne de vită a, a bă, explodat și prevedea, anunța că 30.000 de fermieri de lapte din Germania în următorii 5 ani or să dispară pentru că or să treacă la producția de carne de vită. Deci, oricum, tulburări pe piață vor fi. Nu pot să spun cât va fi prețul. Avat. Și azi, în Germania. De obicei, de obicei, spuneam, adică analizele care le făceam pe... Acum burtă, nu se mai, mai de... pot face. Nu, oricum nu va mai fi nebunia care a fost anul trecut, când luna mai rascum, cum că m-am uitat acum pe prețuri, în Olanda spotul ajunsese la 30 de cenți și 30 de cenți la 4,4 grăsime. Și în România nu la, la 3,9 grăsime, cât Da, e? deci media dată 3... Ministerul Agriculturii în fiecare lună colectează informații și date prețuri, cantități și așa mai departe. Media pe România în luna octombrie era undeva la 3,9 grăsime. Deci media pe România și prețul era la cam la 3,6 și de acord, ceva, da, spre 3,7. Întrebarea, de întrebarea rom rămâne dacă procesarea se descurcă, nu mai zic de retail că ei se descurcă? Uh, ei se descurcă. Uh, uh, ce face fermierul român? că până la coadă pe mine mă doare de țara meu, nu mă... Da, mă... păi, francez, nu? Discuția a fost ce facem noi, noi, noi românii, noi guvernul, noi Ce soluții și au până la urmă în momentul ăsta dacă lucrurile vor curge în direcția asta pe care ați descris-o deci, mai devreme? pe termen scurt mediu, dacă nu intră în asociere cooperativă, orice formă de asociere prin care să-și vândă produsul, că orice e lapte, carne, prin asociere, adică să asigure volume mari, lotizate, ritmicitate în livrări, nu supraviețuiesc. Poate să... A, există nișe. Produs tradițional, loco autocton, da, bla, bla. Dar nu vor putea pe raft, tot să meargă pe nișe. Nu, păi am văzut că toată lumea vrea, acum care are și el 3 ouă în curte și 2 litri de lapte, vrea să vândă pe rab, la hipermarket. Nu. Hipermarketul are tendința, că și aici este o chestie, ce tendință are forma de vânzare? Adică hipermarketul Uh, va mai fi gen uh, cum era mici produse pe raf sau băgăm cu paletul, băgăm cu baxul? Și atunci au nevoie de volume mare, au nevoie de anumite lotizare, anumit tip de ambalaje. Uh, și observăm că cash and carry sau uh, magazinele astea low cost merg din ce în ce mai bine. Că omul ce face? Vine săptămânal, își ia baxul, îl depozitează sau vine la București din zona limitrofă. Deci, se va schimba și forma de retail. Și atunci trebuie să ne adaptăm, și noi, și cei care vor să treacă de la zootehnie la procesare sau. Până la urmă am impresia că perspectiva e greșită pentru că întotdeauna trebuie să pornești de la piață. De la consumator. Exact. Trebuie să pornești de la piață, nu trebuie să pornești de la ce știi tu să faci. Pentru că piața îți impune. Piața îi impune membrului april să funcționeze și să producă într-un anumit fel și la rândul lui cererea din partea procesatorilor de materie primă îi determină pe fermieri. Bun. Însă ce spuneai de cheșe în și de, de, de prețuri foarte mici. Și aici se vede că suntem foarte, foarte în urmă, pentru că bă, bă, suntem cam cu vreo 25 de ani bă, față de Occident în urmă, ca să nu mai vorbesc de, de bă, diferența dintre Europa și Statele Unite pe, bă, pe retail. Care e, bă. Ce observ eu că în Parlament, când mergeam și discutam, atât legea 88, 192, o să și despre legea 153, de și așa mai departe. Legile în România, și asta mă doare, și nu numai pe agricultură, industria alimentară, dar observ că în marea masă legislativă se face după cum gândește un anumit grup. Ca să nu zic cum visează noaptea câte unul. Pe când noi, când vrem să lansăm un produs nou, care e rolul unui produs? Eu vreau să scot un nou pahar cu apă. Da? Mai întâi fac un focus grup. Fac studii, văd ce se pretează, care sunt tendințele, că dacă eu îl gândesc conceptul acum, eu reușesc să-l pun pe raft peste un de an, șase exact. luni, să zicem, în cel mai bun caz. Și atunci eu trebuie să știu, să anticipez dorința consumatorului și nevoile lui. Pe când, în Parlament, ei nu gândesc o inițiativă legislativă în funcție de nevoile care vor veni, ci nevoile care au fost. Și atunci este un haos. Până să gândesc ei, trecut un an, până să implementează legea. de ce că crezi aleg tău? metoda asta de... e ce cea mai simplă. E cea mai simplă? Nu, no, eu, eu mai Adică, băi, cre... știi că cum e era chestia? Mi-a spus mie cineva, lasă-vă că știm noi. Așa se discută. Lasă-vă că știm eu noi. Eu cred că mai e o cauză sunt și slab pregătiți, pentru că adevărații specialiști nu, nu au ajuns. Stai acolo. o secundă. Nu amestecăm specialistul în anumit domeniu cu politicianul. Politicianul, politicianul e politician specialist e politici. în politică. Dar rolul lui și obligația lui este să aibă consilieri bine pregătiți. Și atunci, că tu când vii la pe un post, că ești la prezidențială, că ești în guvern, ai consilier, da? Ai 20-30 de consilieri. Și unul dacă ai, dar măcar să vrea să citească. Că Acum știți cum e, poate respectivul consilier îi spune omului ce are de făcut, da? dacă e și luat în seamă. Că dacă putea facem să... politică pe de ideea suntem. Dar dacă acel consilier de fapt a primit postul pentru că trebuia să-l primesc. Da, bine, intrăm într-un cer vicios. Da, intrăm într-un cer vicios, cu că... atât mai mult dumneavoastră să te schemați la consultările astea. P ok, și? Și? E, și? Și eu te chem la mine, tu vorbești, uite, S-a bifat o acțiune. Da, am bifat acolo, am făcut procesul verbal, mai ales și pe la minister am văzut chestia asta. Ne întâlnim, discutăm, să facem minuta, o trimite la Bruxelles, odată am verificat minuta. Odată. Și cei care, dacă se uită acum la emisiune, știu la ce mă refer. <coughs> și de multe ori mai mă duc și eu și înregistrez discuțiile. Pentru că ei n-au voie să... n-au voie. Procedura cere că atunci când iei niște măsuri, trebuie să faci dovada la Reprezentanța României la Bruxelles și la Bruxelles că au avut loc... Discuții, discuții, dialogul social da. și dacă tu, da, te întâlnești și. Iar eu, un minută scriu altceva. Îți spun vorbe în gură, cum să spune. Chiar care e o chestie necinstită? Că mulți ne trezim, băi, că n-a vrut Bruxelles să facă sau n-a vrut Bruxelles. Apropo, că mi-au să amint. Vrem într-adevăr să fim altfel, să fim văzuți altfel la Bruxelles? Îi dau o provocare, îi transmit o provocare, domnule ministru să facă un audit la reprezentanța României la Bruxelles. Așa, o evaluare. Că toți sunt acolo de ani buni. Cum acum să poartă auditul, nu? Și evaluările. Ia mă, tu de aici de 5 ani acolo. Ce ai făcut tu, mă, frate, 5 ani? Ce obiective ai avut? Ce ai câte îndeplinit? Ai da, că de câte ori vrem să faci noi ceva în țara asta, nu ne dă voie Bruxelles. -ul. Câte uh, legi am avut noi pe infringement și se mai pregătește acum una. Două. Când două, două, așa. Și voi acolo ce ați făcut? Nu? Că sunt o armată și ați luat bani. Întotdeauna când vrei să ai o inițiativă legislativă în România sau o hotărâre de guvern ceva, te consulți cu reprezentantul de la Reprezentanta României la Bruxelles. <coughs> ei fac notificare către Comisie și întreabă. Uite, noi vrem să facem asta. Cum trebuie să facem? Nu după ce votăm în Parlament, încălcăm procedura... Da? Și după aia nu mai trimitem, ia notificat la Bruxelles. A, ah, păi nu mai putem să notificăm că trebuia notificat înainte de vot în plen. Păi și ce am făcut? Un an de zile, doi ani? Bun, haideți să luăm o scurtă pauză și revenim după câteva minute la Agricultura la raport.